Nu obișnuiesc să spun pe unde merg, dar în această seară Domnul m-a îndemnat să spun ca și o bucurie pentru frasca și o mărturisire. Am fost plecat 2 săptămâni în Austria și în Italia la câteva biserici împreună cu un frate cântăresc din Arad și aș vrea să mulțumesc celor care ne susțin în rugăciune, celor care se roagă în fiecare zi pentru lucrători. Să știți, dragii mei, că noi stăm în picioare la amvon pentru că sunt frați și surori care stau în odăiță. Domnul să vă binecuvinteze și să vă răsplătească. Să faci 4.000 de kilometri, să predici peste 14-15 predici în câteva zile, să mergi cu antibiotice după tine, să-ți lași acasă familia 2 săptămâni, nu e un lucru ușor, dar eu cred că Dumnezeu ne va răsplăti fiecăruia după ceea ce facem. Am vrut să vă spun că în Roma am avut un incident mai interesant, mi s-a spart mașina, au năvălit hoții, au văzut că suntem cu bagaje multe, au văzut că suntem cu haine, cu după noi, cu bagaje și... Pormâneul meu mi-am adus aminte când am văzut mașina spartă, când am văzut geamul spart, primul lucru la care m-am gândit, cum vă gândiți și voi, nu vă gândiți la Biblie prima dată, nu? Că vă fura Biblia. V-ați gândit careva că vă fura Biblia? Nu v-ați gândit, nu? Nici eu nu m-am gândit că mă fura Biblia, că Biblia mai e acasă, încă una sau încă cinci, nu? M-am gândit că poate mă fura pormâneul în care aveam banii de motorină, da? Dar, dragii mei, vreau să vă spun că dincolo de bani era vorba de acte, că nu puteam să mă întorc în țară fără acte, dar Dumnezeu le-a închis ochii și slăvit să fie Domnul că m-a păzit. N-au văzut pormoneu, de fapt, Duhul Sfânt mi-a spus apoi că nu pormoneu vor să-mi fure, ci pacea. Înțelegeți ce vreau să spun astăzi? Câte vreme n-am pierdut nimic, câte vreme n-am pierdut credința, au spus poetul, n-am pierdut nimic. Că-ți fură banii, nicio problemă, mai sunt alți bani. Că-ți fură actele, că-ți fură, chiar putea să fure mașina, nu? Dar m-am adus aminte că au fost zeci de familii din țară care au stat pentru noi în post și rugăciune și poate ați fost și voi unii dintre aceștia. Și nu din cauza că am fost noi mari pocăiți, nu, noi suntem slabi, dar au fost oameni care au stat pe genunchi. Și când hoții au încercat să lupte cu noi, de fapt ei au dat de un zid de rugăciune care s-a înălțat până sus la cer. Dragii mei, spune de fapt și salmistul aici, nu? Păzește-mă Dumnezeule căci în tine. Păi dacă vrei să-ți iei astăzi pază, că și eu mă gândeam, măi, nu mai bine ar fi să-mi pun o alarmă la mașină. Dar deja vă spui alarmă, că pentru hoți nu există alarmă, nu? La o mașină foarte scumpă în București, o mașină cu vreo 15 alarme. Eu lăsat hoțul bilet înăuntru mașină, deci nu afară, înăuntru. Zice, a doua oară, zice, o să-ți o iau, acum numai ți-am arătat că pot să trec de orice alarmă, să știi. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi că paza din ziua astăzi costă. Să-ți iei, de exemplu, după tine un om care să te păzească, nu te costă, se numește bodyguard omul ăsta și costă, nu oricine își permite, doar oamenii cu nume, VIP-urile, cum se numesc, da, very important person, oamenii importanți din România își permit să ia cu ei un bodyguard, un om care să-i păzească. Să-ți iei cu tine un sistem de alarmă sau mai sunt sisteme GPS care poți să le porți la mână, ca un ceas, da, și oriunde ești, cineva știe despre tine. Dragii mei, eu m-am hotărât împreună cu frații și cu surorile să ne luăm după noi un Dumnezeu mare. Și acum cu El, că ne fură careva actele, că ne fură chiar și mașina sau că ne sparge casa, vreau să vă spun, dragii mei, câte vreme nu ne-o fura mântuirea, n-am pierdut nimic. Când ți-o fura mântuirea, poți să rămâi cu 50.000 de dolari, 50.000 de euro, casă, mașină și tot. Tu ai pierdut totul. Înțelegeți ce spun astăzi? Când ți-o furat pacea, când ți-o furat, că spune aici, nu? De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se veselește și trupul mi se odinește, cum? În liniște. În liniște, nu? Hai să ne punem întrebarea astăzi, ai liniște astăzi? Sau hai să punem întrebarea altcumva, pentru că psalmul ăsta, dragii mei, niciodată nu m-am gândit la el așa cum am gândit astăzi. Care sunt lucrurile care îți pot lua liniște? Sau care sunt lucrurile care, dacă azi ai primit, de exemplu, 15 milioane, ai avea liniște? Că înseamnă că liniștea ta nu stă bazată pe cele spirituale, ci pe cele materiale. Sau de acasă ți s-ar fura ceva, nu? Ai mai avea liniște. Păzește-mă, Dumnezeule, că... Dragii mei, paza costă, să știți. Paza, dacă vreți să angajezi un om sau să-ți cumpere un sistem de GPS, cum spuneau, sau să-ți instalezi alarmă, cu câteva sute de euro, pune camere video la casă, da, să-ți păzești. Da. Paza costă. Și psalmistul ăsta, mai în versetele care urmează, ne spune clar cam care sunt costurile unei paze. Adică cam ce te costă pe tine ca să-L ai pe Dumnezeu de protecție. Că foarte mulți spun, Domnul e cu noi, Domnul mă păzește și nu mai vezi că Domnul nu e cu ei. Că își pierd pacea, își pierd liniștea. Dragii mei,
Haideți să vă spun care sunt condițiile ca Dumnezeu să ne păzească. În primul rând, prima condiție e ca singura fericire a ta să fie Domnul. Amin? Uitați aici, tu ești singura mea. Acum noi știm că David nu a spus cuvinte ieftine. Noi putem spune cuvinte ieftine. Eu pot să spun, Domnul cu mine, eu îl cunosc pe Domnul. Pot să spun că îl cunosc pe Iohannis. Și mâine dacă îl întrebați pe Iohannis, el nu mă cunoaște. 100% nu mă cunoaște. Deci, David nu a spus cuvinte ieftine. Despre David Dumnezeu confirmă că e om după inima lui Dumnezeu. Dragii mei, haideți să ne gândim astăzi. Care e singura noastră fericire? Dacă ai pierde astăzi, de exemplu, ți-ar tăia curentul, Enelu. Dar și n-ai mai avea curent. Sau să pățești cum a pățit o familie. Au rămas cu 5 copii, fără niciun lemn în casă. În urmă cu câteva săptămâni, undeva în zona de pe care vorbea fratele Viorel aici. 5 copii, tatăl pleca departe, toți îmbrăcați cu pături pe ei, cu ce puteau, să te iau un boc în frig. Ai mai putea spune că singura mea fericire e Domnul? Nu cumva ți-ar trebui căldură mai întâi? Sau să nu mai ai nimic de mâncare? Sau să nu mai ai bani să plătești pensia, nu? Ajutorul social, să nu mai primești. Dragii mei, vreau să vă spun că psalmistul s-a referit aici la o fericire care rămâne. Sunt fericiri care trec, da? Îți iei un congelator, îți iei un frigider, un cuptor, alea te bucuri de ele, dar trece fericirea aia și după câțiva ani vrei să o schimbi. Vreau să vă spun că singura fericire care rămâne este Domnul. Știți de ce? Frigiderul are o garanție, 3-5 ani expiră. Mâncarea are o garanție. Banii care îi primești într-o zi vor fi cheltuiți. Fericirea aia nu e de mică durată. Vreau să vă spun că Dumnezeu întotdeauna este Cel care rămâne cu noi. Dar nu uitați, câtă vreme spunea acolo în Cronici, să fim și noi cu El. Domnul să ne ajute la asta. Apoi mai e o condiție, dacă vrei să beneficiezi de paza lui Dumnezeu, prima condiție e ca singura ta fericire să fie Dumnezeu. Haideți să ne gândim sincer la ea. Că se spune aici despre idol, nu? Dacă, de exemplu, ai primit acum câteva mii de minute gratuite, nu? Te-ai bucura mai mult decât te-ai bucura de Dumnezeu. Haideți să ne gândim clar, când poate să cumpere un telefon nou, nu? Sau mai știu eu ce lucruri materiale cu care diavolul vrea să ne probeze pe fiecare. Singura mea fericire, a spus psalmistul, este Domnul, pentru că asta e fericirea care rămâne. Doi, dacă vrei să beneficiezi de paza lui Dumnezeu, mai este o condiție. Plăcerea ta să fie sfinții din țară. Amin? Ce vi se întâmplă? Sau cum vă simțiți când vă întâlniți cu un pocăit? Eu am întâlnit, dragii mei, pocăiți, nu știu dacă erau pocăiți, dar erau pentecostali în orice caz, sub acoperire. Ați întâlnit din ăștia? Ca și spionii, da? E ca și polițiștii ăia îmbrăcați în civil. Nu dă seama că sunt pocăiți, da? Până nu-și cer drepturile. Atunci de aia că sunt pocăiți. Sau când îi vezi la... Dar în piață, pe stradă, nu prea, dar ei sub acoperire. De ăștia nu mă bucur când mă întâlnesc cu ei, dar au spus David că atunci când mă întâlnesc cu adevărații sfinți care sunt în țară, oamenii evlavioși, ei sunt toată plăcerea. M-am întâlnit cu oameni pe care i-am salutat cu pace în oraș și nu s-au bucurat că i-am salutat cu pace. Dacă le spuneam ceau, să nu ne audă nimeni că suntem pocăiți, zice. La biserică cu biserica și acasă cu treaba. Sau pe spital, sau mai știu eu pe unde, pe la primărie, nu? Sau îi spui, slăvit să fie Domnul, știți cum se bagă sub masă, caută și caută de lucru. Ca și cum a pierdut ceva. Da? Tu te bucuri când te întâlnești cu un sfânt. Când te salută cineva cu pace sau spune slăvit, simți o bucurie că te salută. Dragii mei, de câțiva ani practic un obicei și când conduc mașina, ori de câte ori văd pe cineva care nu-i pocăit sub acoperire, ci chiar se vede pe el că-i pocăit, totdeauna spun Domnul să-l binecuvinteze. Pentru că omul ăsta riscă. Nu? Un polițai care nu umblă în civil, totdeauna riscă. Un spion care nu umblă sub acoperire, riscă. Un pocăit care îți sfânt și afară, riscă. Și n-are mulți prieteni, să știți. Uitați-vă la Noe. Erau mulți în vremea lui Noe, nu? Și câți prieteni au avut? Nu au avut. Dar știți ce spune cântarea? Un singur prieten mi-a rămas și la necazuri, frate. Deci, ce folos că ai prieteni mulți, nu? Că pentru asta de multe ori ne rușine să fim pocăiți afară cum trebuie, că zice, mă, dar nu o să mă mai înghită, ce o să zică frate, ce o să zică ăla, șeful meu, ce o să zică? Știi ce o să zică? Că se vede că ești pocăit, asta să zică. Și pe limba, și peste tot, și pe gândire, și pe faptul cum își cer drepturile sau cum nu ți le ceri.
Da? Uitați-vă la Iov, dragii mei, Dumnezeu despre Iov confirmă în fața diavolului. Păi noi ne cunoaște diavolul că suntem pocăiți. Spunea diavolul printr-un duh demonic la cineva, zice, nici n-ai compostat biletul de tramvai și vrei să te rogi pentru mine? Adică n-ai fost corect în treburile simple, ai vrut să furi de la stat. Și tu vrei să mă scoți afară? Diavolul te cunoaște sau mă cunoaște diavolul? La cineva i-a spus diavolul printr-un duh demonic, a zis, cărămizile din gardul tău de la partea văduvei. Și vrei rai? Și vrei să mă eliberezi pe mine? Cu alte cuvinte, eu zic, diavolul, suntem în aceeași tabără. Că dacă ai fi, am luptat, dar tu ești în aceeași tabără cu mine. Tu nu te dai partea Domnului, mă, omule, mă. Tu ai furat de la Dumnezeu și vrei să mă scoți pe mine afară. O spus David, sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, ce înseamnă evlavie? Înseamnă pioșenia aia, că totdeauna umbli în prezența lui Dumnezeu. Asta înseamnă evlavie. Slăvit să fie Domnul. Evlavie înseamnă că tot timpul îți dai seama că tu n-ai de face numai cu păstorul, că unii sfinți numai când îl vede păstorul. Pace, frate! Am auzit pe cineva strigând la către un păstor din Arad, ca să vadă cât de pocăit. Nici nu i-a răspuns păstorul. Că își dă seama că numai firea din el a zis asta. Că în rest... Nu, o zis David, sfinții ăștia, oamenii evlavioși, sunt împrăjiați prin țară. Dar cea mai mare plăcere care o am e să mă întâlnesc cu oamenii ăștia. Când te mai întâlnești cu un sfânt, îți stresară inima. Doamne, ajută-ne la asta. Deci ca să beneficiezi de partea de pază Domnului, singura fericire trebuie să fie Domnul, singura plăcere trebuie să fie sfinții, da? Singura moștenire, da? Spune aici, Domnul este partea mea de moștenire și parul meu. Singura moștenire trebuie să fie cerul. Asta e. Că Dumnezeu când vine, El ne aduce tot în prezența Lui. Toată prezența Lui o aduce împreună cu noi. Și cine nu are aici un colț de cer, crede că ajunge dincolo în cer? Dragii mei, trăim într-o lume care luptă foarte mult după moștenire, să știți. Sunt bogătași lângă noi care mor și lasă moșteniri mari. Auzeam de cineva, a lăsat $1,000,000 la un animal care l-avea el. Și s-a revoltat mass media că sunt niște bani. Sunt oameni care mor în țara asta și lasă moșteniri. Vreau să vă spun ceva despre moștenire. În primul rând, moștenirea nu se vinde. L-ai vândut? Ți-ai vândut cerul recent cumva? L-ai vândut pe Domnul pe puțin cumva? Moștenirea nu se vinde. Iuda, ar trebui să înțelegi că moștenirea nu se vinde. Apoi moștenirea nu se înstrăinează. N-ați auzit oameni care au zis, las pocăința 5 minute deoparte, îi arăt ce pot și apoi o iau. Adică o înstrăinez un pic și... Dragii mei, moștenirea nu se înstrăinează, moștenirea nu se vinde. O moștenire plăcută mi-a căzut la sorți, o frumoasă moșie mi-a fost dată. Hai gândește-te bine, dacă ai primit 10 hectare astăzi, dacă cineva de undeva ți-ar da o moștenire, 10 hectare astăzi, te-ai bucura mai mult decât te bucuri acum de Dumnezeu. Sau să zică cineva de undeva, mă uit, am un microbus de 10 locuri, că sunteți cu familii mulți, o rămas, zice, și vreau să-l dau, nu, ca și o moștenire mi-a rămas și vreau să-l dau. Te bucura mai mult decât de Dumnezeu. Sau mai mult decât de faptul că ai cerul. O altă condiție ca să beneficiezi de protecția și de paza Domnului, ca să ai mereu înaintea ochilor tăi planul lui Dumnezeu, planurile lui Dumnezeu, viziunea care o are Dumnezeu. Uitați ce spune versetul 8. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei, când este El la dreapta mea, nu mă. Și de ce avem eșecuri în viață, dragii mei? Că l-avem pe Dumnezeu la stânga. E simplu. Avem eșecuri în viață că l-avem pe Dumnezeu la stânga. Ce înseamnă stânga și dreapta? Când ai pe cineva la dreapta ta, înseamnă că nu te descurci singur în viață, ci depinzi de El. Când îl ai la stânga, înseamnă că te descurci singur. Haideți să ne întrebăm astăzi, ce avem noi la dreapta noastră? Să-L ai pe Dumnezeu la dreapta înseamnă să nu faci niciun pas fără El. Unii merg 15 ani fără Dumnezeu. Mă gândeam la Ezechia, dragii mei, omul ăsta a fost bolnav fizic și sănătos spiritual. Are loc vindecarea lui fizică și apoi omul ăsta devine sănătos fizic și se îmbolnăvește spiritual. L-ați observat?
Deci Dumnezeu îl vindecă fizic și el se îmbolnăvește spiritual. Și întreabă prorocul, ce-au văzut străină și ea în casa ta? Că dacă l-aveai pe Dumnezeu la dreapta ta, Ezechia, ai fi povestit minunile lui. Un frate cu mai mulți copii s-a întors din străinătate. Și s-a realizat, Dumnezeu l-a binecuvântat. Că ăsta e termenul, că Dumnezeu l-a binecuvântat. Și l-a întrebat un vecin, cum ai reușit? Și atunci avea ocazia să-i spună despre Dumnezeu și diavolul i-a închis gura. Și a zis, am muncit, am lucrat zi și noapte. Ce-au văzut străinii în casă? Că spune o întrebare în Biblie, ce lucru ai? Și să nu-l fi primit. Dragii mei, Dumnezeu ne poate sufla totul într-o secundă. Și Dumnezeu celor care îl au pe El la stânga le va sufla totul. Și Dumnezeu celor care îl au pe El la dreapta le va da totul, să știți. Unde l-ai pe Dumnezeu, la dreapta sau la stânga? Când este El la dreapta mea, nu mă clatin. Pentru aia facem multe calcule în viață, n-ați observat? În câte din calculele noastre le includem pe Dumnezeu pe primul loc? Să fii sigur, mă, aduce la audă slavă lui Dumnezeu ceea ce voi face eu mâine. Alegerea care o fac eu peste 5 ani are ca scop să fie proslăvit Domnul în viața mea. În spatele meu ce rămâne? Ce o să zică cei care, păcătoșii de lângă mine, oamenii, ce mărturie lasă în urmă? Un prieten s-a băgat în fața unui tir și a pus frână bruscă că a fost o neînțelegere în trafic. Și i-am spus atunci, știi că omul ăla din spate l-a înjurat pe Dumnezeu acum, din cauza ta. Și-a zis, de acum îmi dovedești biblic că dacă cineva înjură din cauza mea, eu-s vinovat. Cum? Simplu. Știi ce spune Dumnezeu prin Natan către David? Pentru că ai făcut pe vrăjmașii Domnului să hulească numele Lui. Pentru aia te voi pedepsi. Dragii mei, e foarte important ce lăsăm în urma noastră. Că spune aici psalmistul, inima mea se bucură, sufletul mi se veselește, trupul mi se odihnește în liniște. Păi dacă ai avut o mărturie bună și l-ai avut pe Dumnezeu înaintea ochilor tăi, ai avut cerul, ai avut plăcerea ca să fie, plăcerea ta să fie sfinți. Atunci, într-adevăr, poți să te odihnești liniștit, poți să ai un final frumos. Oare câți sfinți mai sunt în țară? Oare câți sfinți mai sunt în muntele Sionului? Spuneam, frate păstor, în România, undeva înainte de anii 90, într-o comună, a fost un securist care a fost foarte supărat că soția lui s-a pocăit. O sfântă. O sfântă care trăia cu Dumnezeu. Și omul ăsta a luat multe blasfemii de la servici din cauza acestui lucru și i-a spus, poate, dacă și tu te pocăiești, te dăm afară, oricum ești pe muche de cuțit, că ai un pocăit în familie. El era un om cu vază la securitate. Și a zis într-o zi omul ăsta, zice, o să scap de asta. Că mai mult contează funcția mea decât faptul că am o soție. Și într-o zi o chemat-o, cum l-a chemat și Cain pe Abel, la o plimbare. Nu departe de grădina lor era o apă care curgea, un râu care curgea acolo și când s-a apropiat de râu, și-a luat soția și de pe marginea râului o împins-o în valul. Ce ai fi făcut? A fost acolo un câinele lor cu ea împreună. Și Dumnezeu a lucrat printr-un animal care a sărit după ea în apă. El nu a mai văzut pentru că el a plecat spre casă în întuneric cu nopții, nu a văzut ce a urmat. Și câinele a împins-o la mal și i-au dat din mâini, din picioare. Și a ajuns la mal. Și acum avea două alternative, nu? Alternative sunt multe. Dacă nu ești sfânt, ai multe alternative. Dacă ești sfânt, nu prea ai mai multe alternative decât să ierți, nu? O mers în graj și a stat toată noaptea acolo. Hainele ude. Și dimineața când el a plecat la servici, i-au intrat în casă. El la servici aștepta vestea ca să se găsească un trup mort. Și ar fi zis el ca și ceilalți că a fost un accident, că nu știe nimic. O trecut ora 12, ora 4, a plecat de la servici, mirat că nimeni nu a descoperit nimic. Și când a ajuns acasă, a deschis ușa
câinele era în curte. Nu s-a așteptat să fie nimeni, dar când a intrat în casă, mirosea mâncare proaspătă. Și când a uitat în bucătărie, erau două farfurii puse la masă. Și erau două furculițe și două linguri. Și ea, ca și cum s-ar fi întâmplat nimic, au zis, nu vii să mâncăm împreună. Unde-s oamenii ăștia, frate? Că facem evangelizări și nu se mai pocăiesc oameni. Împărțim 5.000 de invitații, nu? Și nu mai vin prieteni la biserică. Dar nici noi nu vin la biserică. Unde-s oamenii ăștia? Atunci el a căzut în genunchi și a zis, mă ierți? Și au zis, te-am iertat deja, dacă acum te-am iertat, azi noapte te-am iertat. Când eu stăteam în graș, tu te-ai culcat, atunci te-am iertat. Și atunci s-a pocăit el și aia a fost ziua pocăinței lui. Deci să te dea la moarte soțul și tu să-i faci de mâncare și noi nu suportăm o vorbă astăzi, frate, soră. Noi nu suportăm o bârfă, o calomnie. Noi invidiem. Noi vorbim de rău. Cum o să stăm lângă astfel de oameni? V-ați întrebat? Asta e. Cazul ăsta care l-am dat, parcă cel mai frumos oglindește psalmul acesta. Sfinții din țară nu-s mulți. Oameni care să facă mâncare. Oameni care să facă mâncare când sunt trimiși la moarte. Sau dumneavoastră credeți că noi o să suportăm persecuția, așa-i? Dacă astăzi nu suportăm o vorbă. Astăzi ne te superi pe soție că nu e gata mâncare la timp. Tu uiți că i-au stat cu 5 copii acasă și te-ai fost la lucru singur. Și e supărat că nu e gata mâncare. Sau mai știu eu ce, ne supărăm că nu ajungi poștașul la timp cu bani. Păzește-mă, Dumnezeule, căci în tine mă încrez. Da, o să ai parte de paza la Dumnezeu. Oameni buni, eu dacă ai cer președintelui României să mă păzească, știi ce mă întreabă? Tu cine ești? Cine ești ca să te păzească? Păi dacă președintele României e interesat de ce el ne păzește, că nu păzește pe oricine, stați liniștit, cu atât mai mult Dumnezeu e interesat de ce ne păzește. Păi chiar dacă Dumnezeu păzește pe unul care azi o pocăință și mâine alta, azi o față și mâine celălalt obraz. Credeți că Dumnezeu păzește pe cineva care are obrajii uscați de ani de zile și nu mai are o lacrimă de dor? Nu cred asta. Credeți că Dumnezeu păzește pe cineva care nu mai știe ce înseamnă postul și odăița? Care nu mai simte cu văduva și cu orfanul? Care nu are genunchii plecați zilnic? De ce te-ar păzi Dumnezeu? Care ar fi motivele pentru care te-ar păzi Dumnezeu? Ascultați-mă bine, spune-mi Psalmul 139. Tu mă înconjori pe dinainte și pe dinapoi. Nici o pază din lumea asta nu îți poate asigura 360 de grade. Nu există, să știți. Și spune acolo, și spui mâna peste mine. Adică nimic nu vine peste tine fără să cadă mai întâi pe mâna lui. Nimic nu te lovește prin stânga sau prin dreapta fără să nu lovească mai întâi în el. Vreau să vă spun că numai cineva în toată viața mi-a făcut asta. Știți cine face asta? Tata sau mamă, pentru copil. Ești copilul lui? Spune o cântare de mine, Doamne, să-ți amintești. Dar de ce și-a adus aminte Dumnezeu de mine? Că de David și-a adus aminte. Atât de mult mă mișc că mergea David plângând și unul bleastă-mă. Și vreau să zic, închideți-i gura. Închideți-i gura. Și-o zis, lăsați-i. Atâtea cazuri în care vezi că omul ăsta a lucrat cu Dumnezeu. Ani de zile prin pustie, uns împărat. Putea să-și ceară dreptul, putea să meargă pe la proroci. Unde-i Dumnezeul meu? Păi el a lepădatul ăla, sta acolo și eu. Dar a umblat cu Dumnezeu. Și-o trăit cu Dumnezeu. Și când o simți că pierde ceva, nu o zis, pierd împărăția, nu mai pot. Pierd coroana regală și o ia fiul meu. Nu! Uitați-vă în psalm, de ce era frică că pierde? Bucuria mântuirii, fața lui Dumnezeu și Duhul Sfânt. Asta e cele mai mari valori pe care poți să le ai în viață, să știi. Bucuria mântuirii. De ce ești necăjit? De ce să necăjit?
Dragii mei, spuneam la bucuria mântuirii. Bucuria mântuirii înseamnă că atunci când alții mor prin cluburi în București, închinându-se la idol, când alții se sinucid, când alții pleacă de la divorț, cum spunea cineva și au zis, vreau să mă arunc în Mureș. Când alții pierd casă, mașină și tot, mie îmi rămâne bucuria mântuirii. Adică, dincolo de moartea asta, eu am o asigurare veșnică. Ce înseamnă că, Doamne, nu-ți întoarce fața de la... O spune în altă parte, nu? Cu o clipă te-ai uitat în altă, te-ai depărtat de mine o clipă și parcă am simțit. Tu l-ai simțit, Dumnezeu, o clipă dacă sunt depărtat de tine. Că a spus Ezechia nu a simțit. Nu a avut relația aia sensibilă. Dumnezeu s-a îndepărtat de Ezechia să-l încerce. Simți când Dumnezeu se îndepărtat, simți când se mărește distanța dintre tine și Dumnezeu. Când nu mai ai nevoie de șervețele. Când programul ți se pare prea lung. Simți că încântarea are prea multe strofe și parcă nu mai reziști. Simți asta? E ceva probleme, omule bun. Haideți să facem o rugăciune, frate, să ne facem o verificare. O mai trecut o joie. O mai fost încă un program de biserică. Și Dumnezeu să spune cu ce ai mers acasă. Că sunt oameni în Africa, sunt oameni în India, sunt oameni care doresc să asculte mii de predici. Și n-au nici măcar un casetofon să pună un CD-ul. N-au Biblie. Și tu zici, gata, o mai trecut, s-au dus. I-a mai făcut lui Dumnezeu un hatâr că am venit. Nu, te-ai umplut tu de bucurie și de Duhul Sfânt dacă ai venit aici. Slăvit să fie Domnul. Hai să ne facem o verificare să vedem dacă tot vrem paza Domnului, că o vrem, fiecare dintre noi vrea paza Domnului, nu? Că vrei ca copiii tăi mă la școală în fiecare zi și uite-te de să vezi. La 4-5 copii înmulțește cu 2 treceri de peton pe zi, 10 treceri de peton pe zi și înmulțește cu 200 de zile de școală. Să vezi la câte mii de treceri de peton Dumnezeu te-a păzit copiii. Și înmulțește cana de lapte de dimineață și de seară și înmulțește pâine. Și o să vezi că nu poți să ții cont de că Dumnezeu de bine ți-a făcut. Și își cere astăzi un singur lucru. Cristi, ține-mă la dreapta, nu mai pune la stânga. Înmulțește uleiul care face ouăle ochiurile de ouă în fiecare dimineață. Înmulțește uleiul ăla, să vezi la câți litri ajungi. O spus o familie cu 17 copii, 160 de litri de ulei consumăm în câteva luni. Noi nu-L numărăm, dar Dumnezeu îl numără. Pentru că întotdeauna Dumnezeu ne binecuvintează. Și au zis că lui nu-i pare rău de darurile făcute și nu ne pare rău. Dacă cumva am scăpat un plus la colectă de cât eram, parcă ne pare rău. Dacă cumva s-a dus programul sfert de oră mai mult, parcă ne pare rău. Nu? Și lui nu-i pare rău. Înmulțește să vezi. Uită-te câte dimineți putea să-ți fie dializa greșită. Putea să-ți fie cancerul aproape. Uită-te să vezi în câte dimineți inima ți-a bătut și ficatul funcționa normal. Și ai putut să mergi la grupul sanitar. Și ai putut să iei perea de dinți în mână. Uită-te să vezi. Că ai avut parte de paza și de protecția Lui. Și Dumnezeu nu ți-a făcut după merit și nu mi-a făcut după merit. Uită-te să vezi, omule. Și nu o să mai dureze rugăciunea 3 minute. Și nu o să mai bași de vină turma la altul și o să bași ție de vină. Și nu o să mai spui către alții că ei au probleme, ci o să spui eu am probleme, că nu-s destul de recunoscător. Hai să fie o rugăciune în care să ne facem o verificare. Că eu își vor să zice, băi, eu îți mai spun că ăla care nu a venit. Sau îți mai spun ca și ăla care a murit la București, într-un club de rocheriști. Cu ce ești mai sfânt? Că ăla n-a avut o mamă care l-a dus la biserică, tu ai avut o mamă care l-a dus la biserică. Ai înțeles ce spun astăzi? Ăla n-a avut pentru tine să se roage, tu poți să-l trimiți pe aniat. Dar dacă nu te pocăiești, toți vezi peri. Așa a spus Iisus, nu? Cu ce ești mai sfânt? Ca și ăla care a fost dus în sicriu, în Suceava, cu câteva zile în urmă, la 32 de ani. Eu cu ce-s mai sfânt? Că de ani de zile trăiesc un timp împrumutat, că trebuia să fiu mort și tu să fii mort de mult. Și Dumnezeu a zis, s-a mai adăugat zile la anii tăi, nu? Ca să trăiești cu mine, să mai ai pe mine la dreapta și să-ți fie o plăcere când te întâlnești cu Sfinții. Slăviți să fie Domnul! Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm în acest sens. Amin.